astăzi, ne putem găsi într-un număr atât cât El o rânduit pentru seara zilei de astăzi, ne putem găsi în casa Lui, mai putem spune odată Tată, mai putem striga către El, îi mai putem spune în cazul nostru, strâmtorarea noastră și tot prin ce tot trecem. De aceea am vrea ca în seara zilei de astăzi, El să fie împărtaș cu noi la slujbă. Nu că prezența Lui n-ar fi în mijlocul nostru, nu că El n-ar fi venit aici înaintea noastră, dar am vrea să rugăm frumos în seara zilei de astăzi să-și întindă mâna peste noi, că avem nevoie de El, avem nevoie de puterea Lui, avem nevoie de Duhul Său cel Sfânt, să ne călăuzească într-o vreme ca aceasta, să ne ajute într-o vreme ca aceasta, ca să putem ajunge în împărăția Lui, mărit să fie numele Domnului. Prin fratele păstor Filip Cazacu, vom cere ajutorul, binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujba din seara zilei de astăzi. Amin. Thank you.
Yeah.
și veci. Amin. Amin. Dacă prin harul Lui, în seara aceasta ne-am adunat fizic aici, e o lucrare de căpetenie, când ne întâlnim împreună, ne privim, zâmbim, poate ne certăm, ne mustrăm, dar valoarea notii este că putem păstra unirea Duhului prin legătura păcii. E o valoare. Și așa s-a învățat la Domnul Iisus, că de fiecare dată și-a primit ucenicii lui El și-i învăța. Și i-a învățat într-o zi, după cerința și dorința lor, să se roage. Învățătorule, Ioan Botezătorul și-a învățat ucenicii. Învață-ne și tu pe noi. O izvorând din inima lor o dorință. Din inima lor. Din Duhul lor, din inima lor. Ei nu știu să trage. Vede că Domnul Iisus ridică mâine spre cer ca la mormântul lor lavă și-a zis, Tată, te laud, că m-ai ascultat. Ei ce să spună? Că nu are puterea așa asta. Și Domnul Iisus în bunătatea Lui și în legătura cu Tatăl învață cele mai valoroase cuvinte pe care am putea noi să le spunem valoroase, ar fi să le pot trăi. În Biblie sunt multe expresii și se folosește și asta, nu le condamnă spune. Și mulți spun, și să nu sunt gri frață și rog de pe mine, nu mă respectare, și cântatul, și rugăciunea, și predica, cu asta vin aici. Să aleg ce-mi place, ce-mi place, sau ce e bun, și restul lor plată pe bun. Și se spune că Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, să ne binecuvinteze. Și e lucru bun frumos. E, dar eu vă întreb acum așa, dacă puteți gândi, dacă mintea noastră spune Pavel, prin întrebuințarea a ajuns la o maturitate de cunoștință. Când seara aceasta vreau să continui lecția, de acum mai de mult, am dat aduc aminte. Lupta noastră, noi cu cine luptăm, cu cine ne batem? Că ducem o luptă. Păi, dar nu urmărit pe unii frați și surori și spune altceva. Un lucru ce, cum să vă spun așa, în inimă, în bucurie, ceva mai intim pentru noi. Domnul meu și Dumnezeul meu! O fost numai lor? Nu, fraților, ești al meu. Și în seara aceasta, în loc în Duhul Sfânt, cum au spus în ucenicilor, rugați-vă, Tatăl nostru, nu începe cu Dumnezeul lui Avram și cu nu. Nu e un lucru rău. Dar hai să ne apropiem din nivelul chipului Fiului Său. Că adineața m-a auzit că Moise a cerut să vadă chipul lui Dumnezeu și a spus, nu se poate. Se poate sau nu se poate? Vezi ce răspuns greu. Dar dacă am pătrunde la cunoștința Evangheliei, a împărăției lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu? Ce spune Domnul Iisus? Ce spune El Duhul Sfânt? Dumnezeu era în El, în Iisus Hristos, împăcându-ne cu Sine. Și ucenicii din vece oameni au văzut chipul lui Dumnezeu. Dar nu ca pe muntele Horeb, în puterea Lui și în mânia Lui și în legile Lui. A văzut chipul lui Dumnezeu în dragoste, în pace, în bunătate, în personalitatea care a venit în pace cu El. Și nu numai pe noi. A făcut o unitate extraordinar de mare Domnul Iisus și scrie Apostolul Pavel. El a înlăturat vrășmășia legii și poruncii care ne dispărța din Israel. Nu era fără drepte să ținem Israel, de parte de făgăduință, n-avem nimic, eram străini. El ne-a împăcat, a rupt zidul acesta care ne dispărța. Ei aveau lege, de poruncii, n-avem nimic, am nimic temă unii de legile lor.
ne-a unit pe noi cu Israel și scrie lucrul să-i clar. Astăzi nu mai este nici iudeu, nici grec, nici vamă și nici nimeni. Sunteți una în Hristos, în Dumnezeu. Apoi, prin jertfa Lui, ne-am păcat ca de popoarele. Și neamuri, și evrei, și nemți, și de toate neamuri în Hristos Iisus, slăviți să fie numele. Amin. Asta a făcut Domnul Iisus pentru noi. Și în seara aceasta aș vrea doar mai câteva gânduri să vorbesc, cum am închis și acum câteva luni mai târziu, mai înainte, din lupta noastră. Cu cine luptăm noi? Israeliții pentru țara Canaanului, o țară pământească. Le-a fost dată, s-a format o împărăție și știți cum eu nu mai trec așa prea multe neale, după porunca lui Dumnezeu s-a desfințat. Asta împărăția lui Israel nu se va mai ridica. Ei au rămas ca țară, ca și România, ca și Rusia, ca și nemțe. Și dacă era ceata între ei și între toate popoarele și Dumnezeu spune acolo un verset în Isaia și se amintește într-o formă oarecare, nu voi critica, că n-am ce critica, că e cuvântul Dumnezeu. El spune așa acolo Isaia și Dumnezeu spune real despre Israel. Pentru că ai viață în ochii mei, dau popoarele pentru tine. Eu aș întreba pe toți frața față, poate cei mai tineri sau prietenii nu îl înțelege. Noi, între bătrânii, frații, noi avem preț în ochii lui Dumnezeu prin Domnul Iisus? Aleluia! Eu vă întreb, dacă avem preț în ochii lui, el pe cine dă în locul nostru? Ca să putem realiza și citim. Pe cine dă? Vreodată pe Iisus. Pe și nu mai pot lucra. Dar dacă am luat în istoria acestor popoare, două popoare, câteva gânduri, îl duce pe Israel în Egipt. Puteți să vedea până în Canaan. Întrebare, dar de ce urmă acolo? S-au vorbit? Pentru pâine s-au dus. Puteți să vedea până în Canaan, acolo era țara făcut în țară. Am găbit să duc în Egipt. Eu sunt în Egipt! Egiptenii au căzut sub pediață, pentru că poporul lui Dumnezeu. Și în realitate, îi scris pe mine, nu pot minți, nu pot spune altceva. Și Dumnezeu pedeapsă în locul să le iasă, ia să trimis cele 10 urgii. Și au fost atât de groaznici. Și la Marea Roșie, Dumnezeu și-a arată puterea și mânia. Și trece pe Israel, prin mare, și egiptenii mor, stau pe pedeapsă, stau pe urgii. De ce eu nu prea vorbesc de astea lucruri, dar să înțelegem ceva. Hai acum să vedem de Israel, de evrei. O ieșit din Egipt, bucuros și-o trecut dincolo. S-o pătim 40 de ani în pustie, de pedeapsă, de urgii, de focul Domnului, de pământ desficat, de toate. Și în țară n-a ajuns nimeni decât doi. Care-i diferența dintre egipteni și evrei? Care poate, care minte poate să facă diferența asta? Sunt acești urgini câteva ceasuri, zile au căzut țara Egiptului, morți cu mii, ostași și toți. Ba din contra Israel 40 de ani suferi în pustie. Ce puteți face la dumneavoastră să vă arăt? Sau să poți să înțelegeți mântuirea noastră prin faptele astea? Nu am. Nu am. Nu-i vorba nici de mântuire, nici de răscumpărare, ci răscumpărare fizică, n-ai de răscumpărare veșnică. I-au avut promisiunea țării Canaanului, care au pierdut-o și atât, dar știi ce s-a întâmplat? I-au avut promisiunea vieții veșnică, țara făgăduință de dincolo. E o diferență mare. De aceea, în seara aceasta, să mă apropie în câteva gânduri și să citim din nou așa, toți liniștiți, doar câteva versete, așa de frumoase, vreau să citesc, care dumneavoastră liniștiți și care îi spune atât de frumos Apostolul Pavel și să vedem ce avem noi de făcut. În rugăciune,
rugăciunea Domnului Iisus Hristos, când se roagă dintre noi, și mă rog aici, mă uit aici în verset și sunt atâtea versete și motivi pentru ce, El spune un lucru. Tată, vreau ca să fim una așa, dar primul verset, hai să-l citiesc, ca să nu cumva să încurci ceva și nu vreau. Se deschide, nu v-ați să știți, nu v-am mai amintesc? În Ioan, spune atât de frumos acolo, versetul acesta, să vedem despre ce vorba. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, nu mai spus despre o națiune, despre un om, despre un neam. Este orice făptură și am intrat și noi românii, intră și frații noștri ruși, intră și frații noștri unguri și toate neamurile pământului. Dar altceva vreau să spun. După cum i-ai dat putere peste orice făptură să dea viața veșnică, tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, să te cunoască toată lumea și noi în seara aceasta vorbim de această cunoștință, prin luptele care am vorbit câteva gânduri, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci asta era lucrarea definitivă sau lucrarea primă pe care trebuie să o facă Domnul Iisus pentru noi și pentru noi. Pentru că prorocul Isaia a prorocit această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus. Să te cunoască pe tine singurul la Dumnezeu adevărat. Eu mă întreb, evrei, israeliți, iudei, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu? Întrebare. Nu trebuie să răspundeți. Poate pentru dumneavoastră personal. Nu l-au cunoscut? Și vine Domnul Iisus din nou și spune să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Haideți, prin noi ne-am răspuns clar. Noi nu l-am cunoscut. Și un verset mai jos spune ceva și mai frumos. Versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat tu din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat mie. Am făcut cunoscut numele tău care? Vedeți dumneavoastră? Care nume? Scrie undeva Domnul Iisus ce nume i-a pus Tatălui? Scrie multe lucruri. Și ca să-L cunoaștem pe Tatăl, noi nu putem cunoaște prin lucrurile. Că sunt niște versete, nu le citesc, amintesc doar un singur verset. Și dumneavoastră să analizați, că aveți Biblia și să analizați. Cum putem noi cunoaște pe Dumnezeu și în ce formă se descoperă Dumnezeu nou prin Domnul Iisus? Și El declară Dumnezeu, Domnul Iisus, treacă pe pământ așa. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nimeni, și când spune nimeni, pot înțelege clar, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Deci pe Fiul nu cunoaște nimeni de plin decât numai Tatăl. Și continuă și spune, și nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul. Și aceluia care vrea Fiul să-i descopere. Am vorbit într-o seară la o seară de rugăciune, am ascultat pe Dumnezeu printre formele și printre citatele. Și n-am spus niciun răspuns. Și răspunsul cel mai minunat, am spus și-o spus acum, m-a trimis și văd chipul Lui. Văzând chipul Domnului Iisus Hristos,
și lucrările lui înțelepte Tatăl și puterea Tatălui de a mântui omenirea. Și zic acum Dumnezeu să ne binecuvântează și așa. Acum cuvântul pe care l-am citit și care vreau să-l reamintesc din nou înaintea dumneavoastră, e scris în cartea Efesenilor, una din bisericii pe care Domnul Iisus și după înviere se înalță la cer, slujba de mare preot și acolo ia după porunca Tatălui Iisus să stea de vorbă cu fiecare. Și Duhul Sfânt în Apostolul Pavel spune și nouă tot așa. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține pe împotriva uneltirilor diavolului. Acum aș întreba pe tine. Nu mai știu să-mi răspundeți. Salut cu toți. Ce vrea diavolul prin uneltirile astea? Ce vrea el de la frații bătrâni, ce vreau de la surori? Ce vrea el? Lupta în care noi trebuie să ne prăjăm cu puterea lui Dumnezeu ca să putem ține piept împotriva lui. În studiile pe care le-am făcut, ca fiecare, am dreptul și eu de dreptul și bine noastră. Să înțelegeți și părerea 5, 6, 7, 10 și o biserică poate rămâne definitivă. Am văzut două lucruri. Greu de spus, dar să reamintesc. Un lucru pe care îl vrea Domnul Iisus și același lucru comun îl vrea și diavolul. Să nu mă turbure mintea. Un lucru comun pe care vrea Domnul Iisus și Dumnezeu prin Domnul Iisus, același lucru vrea și diavolul. Și noi luptăm astăzi, luptăm împotriva uneltirilor. Hai să lămurim în două cuvinte. Indiferent din a-și citi, tot acolo iasă, că-i citi din Geneza, că-i citi din Cartea Romanilor, eu vă amintesc versetul minunat. Fiul lui Dumnezeu sau Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl vrea să ne facă asemenea chipului Său. Și în Geneza spune, hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Desăvârșit că a fost în toate, ca chipul lui Dumnezeu, ca ființă umană, îmbracat cu slava lui Dumnezeu în el, cu gândurile curate, cu inima plină de dragoste, pentru Creator, pentru ființa lor, fără cunoștința păcatului. Lucru comun pe care l-a făcut Dumnezeu și Domnul Iisus. Același lucru îl face și diavolul. Și își face fii după chipul lui. Își face fii după chipul lui. Depinde din mine, depinde de dumneavoastră, depinde de dumneavoastră. Cui dăm câștigul de cauză? Cu cine luptăm? Contra cum luptăm? Și am vorbit, noi nu mai luptăm cu parul, cu bâta, cu sabia, cu petroie. Asta nu mai am mare. Noi luptăm cu chipul Fiului Dumnezeu. Și sunt multe lucruri de citit, dar doar câteva gânduri vreau să amintesc și spune Apostolul Pavel, în Cartea Filipenilor, câte biserica din Filipeni. Căci martorenește Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespus în Iisus Hristos. Chipul Fiului Dumnezeu. Și Pavel prin Duhul Sfânt din Tatăl și din descoperi nou. Și mă rog, ca dragostea voastră, în seara asta ne vorbește nouă prin Duhul Sfânt, să crească tot mai mult prin cunoștință și în orice pricepere. Intentic ce a spus și Domnul Iisus, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus. Și noi pe Tatăl nu-L cunoaștem decât prin Iisus. Venim la Iisus, când spune cineva în școala lui Iisus,
El mi învață despre Dumnezeu Tatăl ce-a făcut pentru mine, ce-a făcut pentru dumneavoastră. Mi descoperi puterea Lui în dragoste. Mi pedepsește în dragoste, nu în mânie. Mi pedepsește cu mândreță, nu cu despica părintul să intri bine acolo, nu. Ne descoperi puterea Lui Dumnezeu de a pune în noi viața veșnică. Puterea Lui Dumnezeu nerăzută, simțită și trăită în noi. Ne descoperi noul legământ pe care l-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus. Și îl declară clar, acesta este sângele noului legământ care se vase pentru mulți. Cu legământul vechi, ce s-a fi întâmplat oare? Când îl amintim continuu. Iată ori a scris și s-au întâmplat aceste lucruri din Domnul Iisus pentru întreaga omenire, pentru evrei, pentru iudei, pentru toate neamurile Pământului, spune un nou legământ. Dați-mi voi câteva gânduri, nu vreau să depășesc, vă rog, mai repede, și poate îi găsi repede, 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 să citim un verset. În aceeași legătură, cu aceeași lucrare, cu aceeași... Da, în Cartea Evreilor stă de vorbă apostolul și ne stă de vorbă. Ca o mustrare, zice în capitolul 8, versetul 8, a zis Dumnezeu Israel. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ, nu ca legământul pe care l-a făcut cu părinții lor în ziua când a spus cu mâna ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-a rămas în legământul meu, nici mie nu m-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acelea zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și va fi poporul meu. Să nu, și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său și pe fratele său zicând, cunoaștem pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mic până la cel mare dintre ei. Pentru că le voi da nelegiurile motivatice și nu voi aduce aminte de păcatele și fărdilegele lor. Și aici ar mai fi ceva de sus, dar în seara asta nu urgim. Versetul 13. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tăi este vechi. Și ce este vechi, ce a mărturisit este aproape de pe el. Astea lucruri, ca și cum spune tatăl, trebuie să știi că te vii la ca tatăl nostru. Deci, lupta noastră să ajungem la chipul Dumnezeului celui nou s-o schimba. Și noi nu mai avem de luptat contra cărei și a sângelui. Acum, aici Apostolul Pavel de câteva lucrări ca să ne prospătăm în nou de răuntru și să vedem diavolul cine pune în fața noastră. Ca să facă fii după chipul lui. Hai să vă amintesc două din calitățile lui reale. El de la început a fost mincinos și ucigaș. Dacă noi trăim și avem viață în Hristos, diavolul lupte cu lucrările lui să ne ia viața veșnică, nădejdea. Și ne face chipul lui. Hai să vedem chipul lui. Și apostolul, prin Duhul Sfânt, așa ceva, o spune să nu fie în chipul voi. Și spune așa. Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați, nu să cerem, Doamne, îmbracă-mă, că lucrurile astea de aici, de dermătorile astea aici și tot ce este aici. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o da adevărul, chipul Fiului Dumnezeu de care noi trebuie să ne facem. De aceea,
Acum, scoate chipul celui rău. De aceea, lăsați-vă de minciună. O pune pe primul punct. Nu putem îmbraca și o haină albă și una neagră și să vă avem în două. Să văd pete. Când destin mai tare despre aia neagră sau mai despre aia albă și suntem în Dumnezeu, nu-i așa. Ca eu spun e clar, da, să fie, da. Și nu, asta e încet, e început de timpul lui Dumnezeu. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi și eu să spun aproapului său adevăr, pentru motivat, pentru că suntem mădularii unii altora. Și dacă te mint, de cine mint, frate, pe care te mint? Nu te mint, pe mine, mint Duhul Dumnezeu. Avem scris, că Ania și s-a pierdut ce-a spus de Duhul Sfânt. Nu știu că nu știu ca frații mei. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu dați prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, dar ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Și-o faptul bun, echipul, după care vom fi judecați. Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, ce mai însemnați frații mei? Mie nu mi-ați făcut. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Asta e amăgirea împotriva diavolului care luptăm noi. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și unul bun. Pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-au avut. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuține, asta e chipul diavolului, care ne va să ne facă chipul lui, să pună în noi. Orice mânie, orice strigare, orice clipitire, și orice fel de răutate să piară din milcul vostru. Din potrivă, fiți buni în alții și iertați-vă unul pe altul cum a iertat Dumnezeu pe voi în... Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenit între voi așa cum se cuvine în noi sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, căci care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Sunt multe, de așa am depășit un minut și vreau să mă închidere, să mă apropie. Și am vrut în seara aceasta să intrăm în aceeași ultima, de asta nu puteam o termina, lupta asta pe care o ducem noi. Și dacă vrem să purtăm chipul Dumnezeului Celui Viu aici, în Împărăția Lui, și chipului să semnăm cu El în cer, în Împărăția Tatălui și în viața veșnică. Trebuie să ducem neapărat această luptă. Trebuie să ducem neapărat această luptă, dacă nu suntem de partea celui rău. Că eu ne păștim, ne punem față câte lucruri. Păi cum să spun că am luat un mințit pe fratele ăsta? Lasă că, mă rog Dumnezeu și mai lasă. E un fals. Pun și o minciună, fac și un păcat și spun și o minciună. În fapt, mă duc la el, că așa m-a învățat azi dimineață. Mă te-am supărat, s-au mai supărat. Deci vă rog frumos iar. Eu nu cred! Ori fi poate și cazuri, când o spune, nu cred! Păi ăla nu mai e chipul lui Dumnezeu în el, poți să ieși și pleci mai departe. Dar n-ar crede că m-am dus și m-o să duc, frate. Te-am mințit acolo, l-am spus că atâta și noi așa. De-aia mă duce rușinea. N-ați vrea să luptați. Vagilor a spus, mă rog, nu cum mă rog. Am lucrat care știu cu cine mă rog și știu cine m-am trezut și zic la Bunul Dumnezeu să ne binecuvintească. Amin. Amin. Și să ne deschidem mintea, ca să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu și taina Împărăției Lui. Amin. Amin.
este chemat numele său. Mă gândeam să vă spun că atunci când am fost anunțat, n-am știut de care despre mine este vorba. Nu mă cheamă Savarache. Mă cheamă Smarandache. De asta, adică, am fost un film de dumerit, așa? Zic, pentru cine? Un fi altul. Apoi, frate Nadine, care lângă mine mi-a spus că, că eu sunt. Și dacă sunt eu, atunci meditam la faptul că deja sunt câteva ocazii în care am fost aici în mijlocul dumneavoastră și am avut acest privilegiu, această cinstă, care vreau să o acord Domnului, să o îndrept înaintea Domnului, ca să iau cuvântul aici și să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu și din sentimentele mele de iubire pentru dumneavoastră. Și pentru această seară, deja e a doua ocazie când vin aici și aud că trebuie să ajungem după chipul slavei Fiului lui Dumnezeu. Fratele de la Barul Mare a vorbit așa, pe larg despre lucrul acesta, am amintit versetul acesta și iarăși a fost reamintit. Cred că este ceva, nu? E ceva important. Ca să ajungem după chipul slavei Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este, cred, idealul creștinului. Pentru asta suntem aici, nu? Pentru asta suntem în școala Domnului, pentru asta ne rugăm, pentru asta cântăm, pentru asta ne suntem frați și dorim ca să fim o încurajare unii pentru alții. Pentru asta suntem aici, nu? Să devenim după chipul slavei Fiului lui Dumnezeu. Să știți că lupta nu s-a terminat. Și că se va mai vorbi iarăși, s-a vorbit și încă se va mai vorbi despre pace, dar și despre război. Se va vorbi despre păcat și despre neprihănire. Se va vorbi despre ură și despre dragoste. Și toate aceste lucruri, deci iarăși se vor vorbi și iarăși se vor vorbi, este un subiect, sunt subiecte care vor înceta abia atunci când îl vom vedea față în față. Așa cum spuneam, nu? Acum vorbim în parte despre anumite lucruri, cunoaștem în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, atunci vom cunoaște pe deplin. Nu vom mai vorbi despre păcat. Pentru ce? Că nu mai este, nu? Nu mai vorbim despre fără de lege, nu mai vorbim despre luptă, nu mai vorbim despre ură. Dar acum, în această perioadă, vorbim despre toate acestea, pentru că aceste lucruri sunt printre noi și de ce să nu recunoaștem? De multe ori sunt încă în viața noastră, în mintea noastră, nu? Încă le mai folosim și noi. Spunea cineva că trebuie să ne împăcăm cu Satana. Și adică pentru mulți a fost așa o surpriză. Cum să ne împăcăm cu Satana? Să-i dăm toți ceea ce ne-a dat El, să-i dăm înapoi. Și așa când se despart doi prieteni, zice, îți dau și scrisorile, îți dau și pozele, îți dau tot. Nu mai ai nevoie nimic la tine. Ce bine ar fi să facem așa cu cel care ne-a fost tată, stăpân, soț, Satana, nu? Să-i dăm tot înapoi și să ne împăcăm cu El în sfârșit. N-ar fi bine? Pe calea aceasta, a neprihănirii. Și așa că gândeam, deci, că poporul lui Dumnezeu a fost mereu în luptă și vreau să amintesc în această seară pe scurt două din luptele care au fost în fața poporului Domnului și i-a găsit nepregătiți. I-a găsit într-o stare de nevrednicie, într-o stare de slăbiciune, de lașitate și una dintre aceste două este pe vremea când un tânăr păștea oile tatălui său. Știți care e tânărul acela care păștea oile tatălui? Da. Era un tânăr la oi. Și oastea, împăratul și oastea lui erau pe front. Și ce făceau pe front? De ce? Dar aici te gândești așa,
Deci erau oameni viteși, oameni care știau să poarte sabia și surița și scutul și erau îmbrăcați în sabie. Așa? Era pe front. Și stăteam și priveau, venea cineva acolo fiecare dimineață și zbiera tare acolo înaintea lor, nu? Și îi făcea de rușine, îi patrocorea acolo și pe ei și pe Dumnezeul lor. Și stăteau și priveau, nu mai aveam nimic de spus. Care este vrednic, care are curaj să vină să se lupte cu mine? Spunea bărbatul acela, nu? Care avea 6 cozi și o palmă. Și se uitau toți, priveau. Împăratul a fost nevoit să-i impulsioneze și le-a promis. Da, niște promisiuni, nu? Dacă vrea cineva să meargă, îi voi da pe fata mea de nevastă, îi voi umple casa tatălui său de bogății, îi voi da avere mare. Și nici averea împăratului, nici fata împăratului nu avea niciun succes. Știți? Dacă ea se zice că era în pațmire, că nu avea nicio șansă împăratul ca să... Și nici împăratul Israel nu avea această putere, deși era cu un cap mai înalt decât toată oastea lui. Ce folos? Poți să fii înalt? Poți să... Ce folos? Nu? Poți să ai zale? Stăteau și priveau cu toții, până când a venit cineva. A fost trimis acolo, pe câmpul de luptă, de tatăl său, nu cu scopul luptei, nu cu scopul luptei. A fost trimis cu de mâncare, pentru frații lui. Și s-a ducă niște vești temeinice, ce se întâmplă pe front. Și când a venit acest tânăr, a primit acolo armata lui Saul paralizată, fără putere. Și când l-a auzit pe acel Iliaș, că zbeara sta în gura mare, s-a întăletat Duhul lui, spune Scriptura, și a hotărât ca să meargă el pe câmpul de luptă. Cu toții știm această întâmplare. Este una dintre întâmplările care se povestesc copiilor. Și vreau să spun, adică, că și noi suntem copii. De multe ori citesc în istoria biblică, în istoria bisericii, în istoria reformațiunii și multe lucruri așa, cum să zic, mă tulmură. Văd acolo, citesc despre oameni care au făcut lucruri minunate, să spun așa. Știți? Și au vorbit despre lucruri mari. S-au comportat ca niște oameni maturi. Și când mă uit acum în mijlocul nostru, știți, în generația noastră, care ar fi trebuit să fie mult superioară lor, nu? Ar trebui să fie mai superioară lor? Ne apropiem de vremea de timpul sfârșitului și adică citim așa despre ei și ne mirăm, adică, cum? Spunea cineva și bine ar fi să înțelegem această idee. Că orice pitic care stă pe umărul unui uriaș vede mai departe. Noi suntem niște pitici și stăm în spatele lor, știți? Înaintașilor noștri. Ar trebui să vedem mai departe. Dar vreau să spun că, de asta, ne uităm și ne gândim. Iată, cum vorbeau ei? Ce planuri făceau ei? Ce inițiative aveau? Ce lucrări făceau? Și acum, unde sunt lucrările acelea? Unde sunt lucrările acelea? Nu vedeți, adică, suntem oare, nu cumva suntem noi paralizați ca armata lui Saul? De multe ori? Și așa că, da, noi zicem așa, că se numește Scriptura, că zice că din pricina înmulțirii fără de lege, la vremea sfârșitului, dragostea celor mai mulți se va răci. Cum am putea să spunem lucrul acesta? Ca să mai rămânem sub acel steag și să privim spre acel ideal de a fi asemenea chipului Fiului Său. Spunem așa. Că la vremea Sfântului, copiii nu vor mai ajuta de părinți. Și adică, asta, de asta ne ascultăm. Nu? Că dragostea se va răci, de asta nu ne mai iubim. Și adică, trebuie să privim Scriptura, nu? Că la vremea Sfântului, doi vor fi împotriva trei și trei împotriva doi și vrășmașii omului vor fi cei din casa lui. Și de aia suntem noi vrășmași. Și așa facem vrășmășie. Știți? Că așa scrie, prin Scriptura. Și așa că, vreau să spun că lucrurile acestea sunt arătate nu pentru ca să facem așa. Sunt arătate ca să ne pună într-o stare de a ne înarma, de a ne pregăti să facem un afront diavolului și acțiunilor lui asupra noastră.
Și să știți, Alina, că de cele mai multe ori nu facem acolo, ne duce și pe noi valul la fel. Ne duce valul, simțim că ne duce și pe noi valul la fel. Să știți că am fost undeva într-o biserică, cineva a spus așa, că, fraților, deci, nu e așa că uneori simțim și noi așa, dorința să mai păcătuim și noi din când în când. Pe vremea aceea, eram plin de dragoste pentru Dumnezeu și de râvnă. Și am zis, ce vorbește omul ăsta? Dar au fost vremuri în viața mea când n-am mai privit chiar așa de solemn această instigare la păcat. Știți? Și mă gândeam așa. Deci, iată, depinde de starea în care te găsește. Orice avertizare, orice învățătură, orice... Nu depinde de starea în care te găsește. În ce stare ești? Orice eveniment. Iată, trăim acum, să zic așa, am trăit zile, când creștinătatea a fost divizată. Și am auzit, te certau unii cu alții, pentru ce? Pentru conducătorii pământești. Tu cu cine ai votat? Tu cu cine ești? Care e mai bun? Care e mai așa? Să-l votăm pe ăla mai bun. Știți? Și mă gândeam așa, adică de la anvoane să se spună așa, că trebuie să căutăm, să cercetăm, să studiem, să-l votăm pe ăla mai bun. Care e ăla mai bun? Știți? Care? Dacă ar fi așa, stau și mă gândesc de multe ori, știți? Adică că oamenii totdeauna au dorit. Eu mă gândeam la Moise. Omul lui Dumnezeu, Moise, a spus așa, cuvintele acestea, memorabile, toți știm despre ele. Zice, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să mergem, să plecăm din locul acesta. Nu ne lăsa să plecăm. Domnul i-a promis un înger, el n-a fost mulțumit cu un înger. N-a fost mulțumit cu un înger. Dar noi suntem mulțumiți cu mai puțin. Deci, iată, deci, dacă Tu nu mergi cu noi, Tu însuți nu mergi, nu ne lăsa să plecăm. Mă gândeam așa, la început de tot, omul a dorit ca să meargă înainte, dar să aibă călăuzire, să fie condus, nu? Condus. Știți ce au spus cei din pustie? Domnul le-a dat pe Moise ca conducător. E nevoie de conducător. E nevoie de conducere. Dumnezeu conduce, dar este nevoie de conducere vizibilă. Ce ziceți? Să fie de acolo că nimeni, așa, Domnul va descoperi un legământ nou și că va pune legile Lui în mintea și inima noastră. Nimeni nu va mai învăța pe aproape de toate fratele să-L cunoaște pe Domnul, că și Domnul vă cunoaște. Atunci, de ce mai avem nevoie de conducere? Nu? Problema e chiar așa simplă. Deci, mai este nevoie de conducere? Sigur că mai este, nu? Dar zicem noi așa. Este totuși nevoie de conducere, de alegere divină a conducătorilor. Adică este o deosebire între a alege Dumnezeu și a alege omul. Dar pentru că democrație, trăind în vremea democrației, știți, în biserică democrație, în țară democrație, care alege, hai cu voturile să votăm. Știți? Așa. Și votăm după care criterii? După mintea fiecăruia. Știți? Dacă în biserică se fac greșeli, da, la urnele politice. Se fac greșeli în biserică, la alege? Se fac greșeli. Și se văd mai târziu urmările. Dar acolo, la urme, acolo ce greșeli? Și mă gândeam așa. Iată oamenii au dorit oamenii să fie, să aibă conducere, să fie conduși. Și au strigat în gura mare, la un moment dat, când Moise era pe munte, iată, acesta este Dumnezeul nostru care ne va călăuzi, care ne-a scos din țara Egiptului. Cine? Către ce? Către cine s-au adresat ei așa? Către nițelul de aur. Și-au găsit conducător. Da. De ce? Acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului și-au săltat, au sărit acolo, au băut, au distrat în jurul nițelului, nu? Și au mai spus și cuvinte blasfemiatoare. Știți ce cuvinte au spus? Mâine vom avea o sărbătoare în cinstea Domnului. În cinstea cărilor.
Deci și-au făcut deja un Dumnezeu, nu? Și au strigat în gura mare, au săltat acolo, au băut, s-au distrat și mâine aveau sărbătoare în cinstea Domnului. Care Domn? Vreau să mă spun, adică, că oamenii nici măcar nu știu ce spun. Adică așa de desăvârșită și de tulburată de mintea omului, că nu mai știe ce spune. Din cauza asta se aude la amboane că trebuie să alegem conducătorii. Și așa că, deci vreau să spun, conducerea divină este totdeauna superioară. Dar, de când poporul Israel a strigat așa în gura mare că vrem să fim și noi ca toate națiunile, vrem să fim și noi conduși de un împărat. Știți că s-a strigat așa de tare? Samuel s-a tulburat așa de mult. Dar Domnul i-a spus, trebuie și pune-le împărat. Fă așa cum spune, cum strigă poporul, cum cere poporul. De ce? Pentru că nu pe tine te leapă. Pe mine mă leapă. Pe mine, nu pe tine, pe mine mă leapă. Vreau să spun că lucrurile acestea au mers, s-au agravat din ce în ce mai mult. Și Domnul spune în Osea așa. Deci le-am dat un împărat în mânia mea și îl voi lua în urgia mea. S-a întâmplat așa cu Saul? L-a dat Domnul în mânie? Și l-a luat în urgie. Sigur. Deci s-a văzut mânia și urgia Domnului. Vreau să spun că, deci iată, conducerea merge tot așa, mai departe și mai departe. Știți ce au strigat Israel mai târziu? Nu parcurgem toată linia nemulțumirilor și alegerilor lor, dar vreau să spun care, este, care a fost apogeul răutății și alegerilor lor greșite. Eu au spus rău. Noi nu avem un alt împărat decât pe Cezar. Este apogeul acesta. Noi nu mai avem un alt împărat decât pe Cezar. Deci, vrem să avem un împărat, vrem așa, știți ce? Atunci când au cerut să aibă împărat, deci erau încă cu inima împărțită. Și Dumnezeu a înțeles și a acceptat așa. Avea două soluții Dumnezeu. Să-i nimicească sau să introducă un sistem de organizație permis, îngăduit pentru o vreme. Știți? Și le-a dat a doua variantă. Putea să-i nimicească de atunci. Știți că plata păcatului este moartea? Orice alegere greșită duce la pierzare. Dar Dumnezeu a introdus un sistem de organizație îngăduit, permis, până la o vreme. Și așa că le-a dat împărat. Numai că Dumnezeu a cerut așa. Dacă vreți să împărat, dați-mi mai măcar mie permisiunea să vi-l aleg eu. Și a funcționat lucrul acesta o vreme. Da. Deci Dumnezeu trimitea profeți, oameni, care așa, luau cornul, nu? Și turnau în capul omului. Și făcea, îi investea împărăți. Dar ca orice instituție care este împotriva voii lui Dumnezeu, merge o vreme. Știți? Ca și cu cei 70. Cei 70 de bătrâni care au fost aleși ca Sinedriu. Au prorocit și ei. Da. Dar spune, la început au prorocit, dar mai târziu nu au mai prorocit. Știți? Au prorocit puțin. Acolo, ca și Saul. Saul, instituția aceasta, adică de împărat. Saul a fost o vreme mai smerit, așa, mai putea de un zăbrez prin el. A prorocit și el. Dar ce s-a prorocit? Acolo, în mijlocul fiilor prorocilor. Dar când a plecat de acolo, au mai prorocit o dată? Niciodată nu mai prorocit. Așa și cei 70 au prorocit, mai târziu, au condamnat pe Hristos la moarte, pentru că nu se potrivea cu vederile lor. Și vreau să spun că, deci, iată, apogeul alegerii umane acesta este, nu? Noi nu avem un alt împărat decât pe Cezar. Și așa că au ales pe Cezar. Au ales pe Baraba, au ales pe alegerile umane. Vreau să spun că, deci, iată, alegerile umane duc totdeauna numai la rău. Și noi suntem deja convinși. Unii dintre noi suntem deja convinși. N-am mai fost să mai alegem pe altcineva. Am votat. Eu am votat. Acum aproape 30 de ani. Și nu mai votez. N-am votat pe Ceaușescu. N-am votat pe nimeni din democrație. N-am votat Constituția. N-am votat nimica până acum. Dar am votat acum aproape 30 de ani odată și nu mai am trebuit. Am ales.
Deci de aceasta vreau să spun și asta este un lucru care... Da, mă bucur că timpul a fost așa apropiat de votare, ca să nu mă trezesc prin februarie, prin aprilie să vorbesc despre lucrul ăsta. Era momentul ca să vorbim acum despre el. Deci, iată, să știți că este important ca să știm și noi. Poporul lui Dumnezeu este apolitic. Poporul lui Dumnezeu nu face politică. Noi ne certăm pe oameni care e mai bun și care e mai așa. Și vreau să spun, deci, că Dumnezeu a ales totdeauna, alegerile lui sunt cele mai bune. Pe cine a ales Dumnezeu? Știți? Cele mai bune alegeri. Și biserica, aș vrea să pun o întrebare. Știți că, adică și biserica este democrație și așa și de multe ori se face, fac multe greșeli. Aș vrea să pun o întrebare. Ați auzit de textul acesta? Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai cel care stă, vreau să citesc. În Tesaloniceni scrie acest verset. Cred că va fi singurul verset care voi citi. Zice așa. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Nu intrăm în toate amănuntele. Dar ce credeți că înseamnă taina fără de legii? Păcatul. Dar mai aproape. Știți că textul mai de sus spune așa. Zice, nimeni să nu vă învățească într-un timp, căci nu va veni Domnul înainte ca să fie venit de pădarea de credință și a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, protim, din care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu? Deci, iată, omul spunea fratele mai înainte că Satana și Dumnezeu dorește același lucru. Ce? Mi se pare că n-a numit. A lăsat ca să înțelegem noi. Da, dorește ca să ocupe templul lui Dumnezeu. Atât Satana, cât și Dumnezeu. Care este templul lui Dumnezeu? Îmi spune Pavel în multe lucruri, în multe rânduri, că trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt. Inima noastră poate fi un templu, ori pentru Satana, ori pentru Dumnezeu, nu? Unde vrea să locuiască Satana? În templul lui Dumnezeu. Ar vrea să așeze el acolo. Știți că la o biserică, în Apocalipsa, spune așa, știu eu unde locuiești tu. Unde? Unde și are tronul așezat, Satana, nu? Acolo locuiești. Deci, iată, vreau să spun că inima omului este un templu. Poate să fie un templu curat sau un templu murdar. Poate să aibă un stăpân divin sau un demon, nu? Deci iată, inima omului niciodată nu rămâne nelocuită. Inima omului nelocuită, fără locuitor, nu. Și așa că vreau să spun, deci, că asta înseamnă taina fără de energie. Omul în sanctuar, ființa creată, să ocupe locul lui Hristos. Cine trebuie să fie acolo? Hristos. Și iată, Satana a vrut acest loc. Da. Oamenii îl vor acest loc. Papalicatea a vrut acest loc. Nu se declară el părintele tatăl credincioșilor. Mai sunt și alții care vor? Foarte mulți. Dar vreau să vă întreb un lucru. De ce spune Pavel aici că taina fără de legii a și început să lucreze? Cum adică a început? Știți că aici e o taină. De aia spune că a început. Să știți, m-am gândit mult la lucrul acesta. Și am un răspuns. Dacă va fi suficient sau nu, dumneavoastră veți cântări ca și mine. Așa cum spunea fratele, avem voie să gândim, nu? Deci, iată, eu am gândit că atunci când Apostolul Pavel a fost chemat în lucrarea Domnului și el n-a întrebat pe nimeni și a fost călăuzit de Duhul ca să facă, să spună, să învețe ce a făcut, el a făcut lucrarea, a înțeles mai bine decât toți ceilalți ce trebuia să cadă din legământul cel vechi și ce a mai rămas în picioare, nu? A
A înțeles mai bine ca ceilalți? El a înțeles că jertfele, că preoția, că tăierea împrejurilor, că templu, că toate slujbele și toate sărbătorile și toate lucrurile acestea nu mai au niciun rost și niciun folos, nu? Au înțeles lucrul ăsta niciunul din cei doi care au înțeles. Dar când el a venit la Ierusalim și se întâlnească cu bucurie cu frații lui, se întâlnească cu bucurie, știți ce i-au spus ei? Le-a dat bună ziua și spune, frate, uite, bine că ai venit. Dar noi am auzit despre tine, ce faci tu, ce predici tu printre neamuri? Cum că înveți ca să nu se mai taie împrejur, să nu mai trebuie să potrivi cu obiceiurile? Știți? Așa. Și spune, fă, dar ce vom spune noi? Fă acum, dar ce vom spune noi? Ce credeți? Ce înseamnă asta? Este aceasta taina fără de lege? Adică, hai să ne rugăm Domnului să vedem ce descoperi Dumnezeu să faci. Nu era mai bine așa? Ați vrea așa au spus. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să... Dar acum, n-am mai spus rău. Fă, dar ce vom spune noi? Cine suntem noi? Știți, a mai spus cineva. Oare vom putea noi, răzvrătiților, să vă dăm apă din stânca aceasta? Noi. Eu și Aron. Știți? Deci acum, din nou, apostolii la Ierusalim s-au folosit această tristă formulă. Noi. Să știți că această, să zic așa, abominabilă instituție a conducerii omenești, care s-a sfârșit prin papalitate, a început în Biserica Creștină, atunci când ei au spus, fă, dar ce vom spune noi? Și aceasta a continuat până când a ajuns așa, ca un om să conducă lumea întreagă. Din punct de vedere religios. Era în fașă atunci, dar a crescut. Cum spune despre o fiară. Că da, cornițele mici s-a început. Dar coadele au tot crescut, a ajuns în bucă toată lumea. Deci, iată, vreau să spun că este important ca să știm și despre taina fără de legii, din nou mă întorc la aceste două lucruri antagonice, nu? Și taina lui Dumnezeu. Ce este taina lui Dumnezeu? Taina evlaviei, ce este? Dumnezeu descoperit în trup. Este taina evlaviei. Taina fără de legii este ființa umană să ocupe locul Creatorului. Deci, iată, o săgeată în sus, taina fără de lege. Și o săgeată în jos, taina evlaviei. Hristos s-a întrupat. Dumnezeu s-a întrupat. Acum a locuit dintre noi. La aceasta suntem și noi chemați. Să coborâm. Nu să urcăm. Nu să urcăm. Către taina evlaviei. Spune că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, a învățat să asculte. Nu? Și s-a supus în toate lucrurile. S-a smerit. A făcut ascultător. Asta este taina evlaviei. Ce bine ar fi dacă am învățat-o mai bine așa, practic, am trăit-o. Pentru că atunci ar fi pace și înțelegere și unitate, așa cum spune acolo. Nu? Era scris acolo că trebuie să fim una, nu? Una. Ce bine ar fi dacă am înțelege. Dar prin taina evlaviei am ajunge una. Și credeți că am ajunge una? Prin taina evlaviei. Eu cred din toată inima. Domnul să ne ajute, să ne învețe. Era, așa cum spune, o inimă nouă și un duh nou. Și El să fie învățătorul și păstorul nostru. Și atunci noi vom spune pe bună dreptate, El este Dumnezeul nostru. Domnul este Dumnezeul nostru. Până atunci, Domnul să ne ajute la aceasta. Amen. Vom mai cânta din cazul viitoare o cântare în comun, în care vom face porința Dumnezeu. Și se face pentru ca
după masă am învățat ceva. Și m-am bucurat. Noi cântăm o cântare și cântăm împreună. Să ne bucurăm în cântare, să ne bucurăm în rugăciune, să ne bucurăm în slăviți să fie Domnul. Astăzi toate l-am împlinit în această după masă. Mi-am rugat, am ascultat mesajul lui Dumnezeu și am lăudat pe Dumnezeu. E minunat, nu? Slăviți să fie numele Domnului. Iubiții mei, vreau să fiu, știți cum? Nici nu știu cum să încep. La mea, când fratele Ghiță îmi spunea, frate Pistu, doresc să slujim astăzi, după masă împreună, m-am dus acasă. M-am așezat și am zis, Doamne, dacă Tu ai rânduit ca în această seară să stau înaintea Ta și înaintea poporului și să spun poporului, învață-mă Tu, dă-mi un cuvânt din partea Ta. Și dintr-o dată parcă aud o cântare. Pocăință, pocăință, Tu mă apropii către cer. Și am stat și m-am gândit, pocăință, pocăință, Tu mă apropii către cer. Și am zis, Doamne, poporul din Vulcan are nevoie de acest mesaj în această după masă? Are nevoie de pocăință? Are nevoie de schimbare, de transformare? Are nevoie de prezența Ta? Henano de Menofaltosiver. Și atunci m-am gândit, e nevoie de pocăință. Eu personal am nevoie de pocăință. Voi aveți nevoie de pocăință? Și când am auzit pocăință, mi-am adus aminte de câțiva care când au venit, au venit cu cuvântul acesta, pocăință. A venit Ioan și ce spunea Matei în capitolul 3 cu 2? Pocăiți-vă, căci în împărăția cerului este slăvit să fie numele Domnului. Asta era mesajul al lui Ioan. Vine Iisus. Cu ce mesaj vine Iisus? Pocăiți-vă și credeți în gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Vine Apostolul Petru în Faptele Apostolului și ce spune? Pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, măriți să fie numele Domnului. Iubiții mei, iubită biserică, avem nevoie de pocăință, avem nevoie de iertare, avem nevoie de ridicare. Aleluia! Aleluia, măriți să fie numele Domnului. Să lasă Domnul în această seară, aleluia, iertare peste întreg popor. Să ne dăruiască o pocăință după sfânta voia Lui. Măriți să fie numele Domnului. Și noi de azi dimineață te spunem că Domnul este așa, Domnul este așa și este așa. E după cuvântul Domnului. Vreau să vă spun această seară, că în adevăr, Domnul este sfânt, Domnul este drept și Domnul este bun. Aleluia, slăviți să fie numele Domnului. Domnul este sfânt. Este Domnul sfânt? Amin. Dacă Domnul este sfânt, dragii mei frați și surori și iubiți ascultători, prieteni ai cuvântului, toți avem nevoie de pocăință. Pocăiții au nevoie de pocăință. Nepocăiții au nevoie de pocăință. Și acesta îl face Iisus, fiindcă El este sfânt. Măriți să fie numele Domnului. Dacă Domnul este sfânt, în sfințenia Lui nu poate să privească un singur lucru. Auziți ce spune frate? Dumnezeu, dacă este sfânt, iubitul meu ascultător, ascultă, ia minte ce spune această seară. El este un Dumnezeu sfânt. Și dacă El este un Dumnezeu sfânt, El nu poate să privească păcatul. Nu poate să privească păcatul. Dar,
Aleluia! În bunătatea Lui, Dumnezeu a pregătit o cale de izbăvire a omului păcătos. Și aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În bunătatea lui Dumnezeu a pregătit un mijloc de izbăvire, de ridicare. Aleluia! Prin Fiul Său, ca omul păcătos să se întoarcă la El și să fie mântuit, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu este bun. Aleluia! Bunătatea lui Dumnezeu ține veșnic. El nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Dar Dumnezeu rămâne aceeași. Aleluia! Uitați-vă într-o familie. Poate că a intervenit ce rău și vrea să despartă familia, vrea să rupe. Dar El în bunătatea Lui, aleluia, dorește să unească familia. Aleluia, mărit să fie numele Domnului. Că este bun. Și nimeni nu este ca El. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Acolo, la Golgota, s-a jertfit Fiul Său. Ca tu și eu să avem în această seară, aleluia, iertare de păcate. Este cineva aici care n-are păcat? Este cineva aici bun? A venit la el și a spus, bunule învățător. Unul singur este bun. Și acela este Dumnezeu. Poate să-ți spui în această seară, am prieten bun, am multe cunoștințe bune. Vreau să spun că, prietenii tăi, dacă crezi că sunt bun, va veni o zi când te vor părăsi. Te vor lăsa singur. Dar avem pe cineva care este prietenul nostru și îl numește prietenul lui. Aleluia, și acesta Iisus Hristos. El și la bine și la rău nu ne părăsește niciodată. Slăviți să fie numele Domnului. Dar avem un mesaj așa de puternic în această seară, dragii mei. Avem parcă o mustrare din partea lui Dumnezeu. Și profetul Isaia vede această profeție. Și ce spune? Auziți! Spălați-vă deci și curățiți-vă! Ce să facem în această seară? Avem nevoie de pocăință, nu așa am zis? Și dacă avem nevoie de pocăință, trebuie să facem ceva. Curățiți-vă! Curățiți-vă, spune Dumnezeu în această seară! Și spălați-vă! Aleluia! Dar de ce să ne spălăm? Căci a venit El. Și ne-a spălat când ne-am întors la El. Și dacă ne-a spălat, ne-a curățit, ne-a dat o haină curată, cum spune profetul Isaia. Și v-am îmbrăcat cu haina mântuirii. Dar te întreb în această seară, ai păstrat această haină curată înaintea lui Dumnezeu? Haideți în aceste clipe să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Aleluia, mărit să fie numele Domnului. Haideți să ne cercetăm. Și ce spune cuvântul Domnului? Și am un verset așa de mult care îmi place într-un psalm unde spune așa: bunătatea ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața. Auziți, dragii mei, bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața. Dar dacă facem comparație, cine este viața? Viața este El. Dar totuși bunătatea Lui, mărit să fie numele Domnului, prețuiește mai mult decât viața. Bunătate? Ce spune Apostolul Pavel? Și te-aș ruga în această seară, prietenul meu iubit, care poate de prima dată ești în casa lui Dumnezeu. Aleluia! Ascultă acum ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului în cartea Romanilor, capitolul
2 cu versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la slăviți să fie numele Domnului. Nu numai pe tine, iubitul meu ascultător, și uite-te în jurul tău, pe frați, pe surori, cât suntem prezent aici, cuvântul lui Dumnezeu în această seară, bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Fiindcă El este îndelung răbdător. Mărit să fie numele Domnului. Dar cu împietrirea inimii tale, spune versetul mai departe, care nu vrea să se pocăiască, să adun o comoară de mânie. De ce adunăm noi aceste lucruri? Fiindcă Dumnezeu în bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință, ne îndeamnă la sfințenie, ne îndeamnă la dragoste, că El este dragoste, mărit să fie numele Domnului. Amin. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Apoi decât să fiu pocăit ca X sau Y, e foarte rău. Atenție, fraților, surorilor, atenție, Duhul lui Dumnezeu, aleluia, ne științează în această seară, să fim foarte atenți. Când auzi aceste cuvinte, să fiu ca X sau Y, dar tu și eu am îmbrăcat chipul lui Hristos. Umbrați în lumină, fiți fii ai luminii și recitați-vă în această seară, curățiți-vă inimile, mărit să fie numele Domnului. Să se vadă că suntem fii ai luminii, mărit să fie numele Domnului. Iubiții mei, credința și pocăința face ceva. Pune o temelie nouă în viața omului nemântuit. Credința și pocăința. Când trebuie să mă pocăiesc? Când am credința și pocăința. Acum, nu mâine. Astăzi, acum, în momentul acesta, trebuie să spun Domnului, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Astăzi trebuie să ne pocăim. Nu mâine, că ziua de mâine nu este a noastră. În această seară, dacă suntem aici, toți trebuie să ne pocăim. Amin? Amin. Slăviți să fie numele Domnului. O, ce bine ar fi dacă toți ne-am pocăit în momentele acestea. Aleluia! Dragostea și privirea lui Dumnezeu ar fi o forfătă aici, ar fi o scăldătoare aici, dacă toți ne-am mărturisit și ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu. Dar să le face Dumnezeu. Ce nu poate să facă Dumnezeu? Ce nu poate să facă? Am spus că nu poate să mângâie mintea. Nu poate să privească păcatul. O, Doamne, trezește-ne în această seară. Amin. Aleluia! Și vine Apostolul Pavel, că vrem pocăință, dar cum? Și vine Pavel și spune, iată omul născut! Cum? Din nou! Omul născut din nou! Dacă ai nevoie de pocăință, dacă zici că ești pocăit, trebuie să te naști din nou. Trebuie să ne naștem din nou. Dar cum să mă nasc din nou? Trebuie să te naști din nou în Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Cele vechi. Să mai aduci aminte cum erai când erai fără Hristos? Să aduci aminte? Auzi ce spune fratele, că e rușine. Eram un bețiv, eram un curvar, eram un fumător, eram un destrăbălat, dar a venit Hristos și m-a răscumpărat și m-a făcut o făptură nouă. M-am născut în Hristos și toate cele vechi s-a dus. Aleluia! Toate vechi s-a dus și acum eu sunt
faptură nouă vine Domnul Iisus la om al legii, care vine la Domnul și spune: ce trebuie să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Nicodime, trebuie să te naști. Trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția. Și apoi spune: trebuie să te naști din apă și din duh ca să intri în împărăție. Aleluia, slăviți să fie numele Domnului. Nu religia mea nu poate să mă mântuiască. Și trebuie să te naști din nou ca să ai parte de mântuire. Să te întrebă, să te îmbraci în Hristos. Și cele de s-a dus. Uitați-vă repede și Costanchei, că nu merg, că am sublus timpul, nu, așa am eu harul ăsta, să vii să fie Domnul. Amin. Aleluia. Aleluia, mai să fie numele Domnul. Amin. Să vă dau un exemplu. Merg la fiul pierdut, la fiul risipitor. Tată, dă-mi averea! Tinerilor, atenție! Că așa de mult ne place când nu mai sunt părinții noștri lângă noi. Și am văzut și acolo în Austria mult tineret acolo. Și după ce s-au întors, știți cum e tineretul? Le place așa cum le place viața aceasta și nu-și mai aduc aminte de unde au plecat, nu mai-și aduc aminte de casa părintească și merg după placul inimii. Acest fiu risipitor s-a dus. Și acolo ce o întâlnit? Destrăbălare. Destrăbălare din meșul. Dar totuși, dintr-o dată, și-a adus aminte. Aleluia, mărit să fie numele Domnului. Amin. Din această pildă vreau să învățăm ceva. Vrem să învățăm ceva, dragii mei, în această seară. Și zice că El s-a întors. De unde? Din țara robiei. Auziți unde a fost El? A fost plecat într-o țară a robiei. El a fost rob ai păcatului. Și după ce s-a trezit din țara robiei, s-a întors în casa Tatălui. Și Tatăl l-aștepta cu brațele deschise. Slăviți să fie numele Domnului! Iubiții mei, în această seară un avertisment. Aleluia! Și noi ne-am întors de unde? Din țara robiei. Am fost rob ai păcatului și ne-am întors la Tatăl, în casa Tatălui. Dar acest fiu, să fim foarte atenți, nu mai a părăsit casa Tatălui, nu mai s-a întors în țara robiei. Și acum mă întreb, faceți și voi la fel? Doamne, ajută-ne! Iubiți frați și surori, faceți și voi la fel? Acest fiu s-a întors din țara robiei și s-a întors în casa Tatălui. Dar noi, de multe ori, din casa Tatălui, din nou ne întoarcem unde? În țara robiei. Acolo ne place păcatul. Și Dumnezeu ne-a eliberat acum. Căutați să faceți binele. Nu mai faceți răul. Era un mesaj în această seară. Dar trebuie să mă opresc aici. Dar Domnul să ne trezească în această seară. Că cuvântul Domnului spune așa: El nu ține în seamă de vremurile de neștiință. Și acum poruncește tuturor ce să facă? Să se pocăiască, mărit să fie numele Domnului. El nu ține în seamă vremurile de neștiință și poruncește în această seară. Aleluia! Aleluia să ne pocăim! Îmi poruncește mie, îți poruncește ție să te întorci din robia păcatului. Dragul meu ascultător, prieten drag, în această seară Duhul Dumnezeu a vrut să-ți vorbească ție. A vrut fiindcă te iubește, fiindcă Dumnezeu este dragoste și vrea să te libereze din robia păcatului.
și vrea să te întoarcă la mântuire, să primești viața veșnică. Și doresc în această seară, aleluia, ca Domnul prin Duhul Sfânt să completeze predica care n-am putut să spun, Domnul să lucreze la inimile noastre. Amin. Și Domnul să ne mântuiască. Amin. Domnul să ne curățească. Amin. Domnul să ne spele, aleluia, să desăvârșească lucrarea. Ca toți care suntem aici, aleluia, să fim fii ai Lumii. Aleluia. Și să căutăm pocăința și apropiere de Domnul. Amin. Amin.